România este lovită de caniculă în aceste zile. Valul de căldură care a adus recorduri de temperatură prin multe zone din vestul Europei a ajuns și la noi în țară, mai ales la finalul acestei săptămâni vom avea maxime de 38 până la 39 de grade Celsius. Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi primul cod roșu de caniculă din România din această vară. Alerta este valabilă astăzi și mâine, iar printre județele vizate de temperaturi extreme și disconfort termic deosebit de accentuat se află și județul Mehedinți. Din punct de vedere al circulației maselor de aer, masa de aer tropical venită dinspre nordul Africii a avansat în prima parte a săptămânii și spre restul continentului la nord de noi, dar trimițând ceva aer cald și spre țara noastră, pentru ca ea să fie rapid, înlocuită pe o circulație nord-vest-sud-est de o masă de aer polar marin continental. Vineri ajungem la 33, 34, 35 de grade în Banat, Crișana, Oltenia, respectiv 28, 30 de grade prin restul țării, pentru ca sâmbătă Banatul, Crișana, vestul Maramureșului să ajungă la valori de 36, 37 de grade. Oltenia va avea și ea parte de 34, 35 de grade, în timp ce în restul țării, mercurul din termometre urcă la 31, 33 de grade. Doar prin zonele montane și Dobrogea, urmând să avem doar 28-30 de grade, cu 21-22 de grade pe creste. Ziua de duminică se anunță cu adevărat de foc prin Oltenia, montenia, Moldova, urmând să ajungem la maxime de 37-38 de grade, în timp ce în restul țării vor fi 32-34, cu 26-28 de grade prin zonele montane și Dobrogea. Medicii recomandă să purtăm pălării de soare, să folosim cremă cu protecție solară și să evităm statul în soare și plimbările pe afară în intervalul 11 8 de altfel, persoanele care suferă de afecțiuni medicale sunt sfătuite să stea în casă până spre seară.